Astăzi jucăm Stumble Guys și a venit momentul în care facem extragerea la giveaway și fiți atenți, nu ieșiți de pe acest video, deoarece o să mai facem încă un giveaway chiar acum pe acest video. Și da, după cum bine știți, s-a adăugat acest update de cereri de prieteni. Mamă, mi-ați dat aici cereri o groază, dar eu v-am spus, nu-mi dați voi cereri că trebuie să vă lăsați numele acolo în comentarii și am văzut vreo 286 de comentarii, parcă ceva de genul. Dar oricum, o să adaug astăzi 5 persoane, după cum bine v-am zis, o să fac extragerea chiar acum cu voi să vedeți pe acest episod. Iar după acest video o să mai fac, cred că la următoarele video tot așa o extragere. O să mai adaug încă 10 persoane, deci nu 5, 10. Deci dacă vrei să participi și tu la următorul giveaway cu cereri de prietenie, să vă am la prieteni și să mă aveți la prieteni, trebuie să lăsați un like, să dați subscribe la acest canal și vedeți că mai am un canal acolo în descriere, puteți să vă uitați un canal nou pe care o să postez. Eu nu știu când o să postez, acum nu o să postez, dar o să postez la un moment dat, deci v-aș ruga să dați un like și un subscribe. Bine, un like, încă n-am postat nimic acolo, dar v-aș ruga să dați un subscribe acolo și clopoțelul activat. Și cel mai important lucru, trebuie să dați un comentariu cu numele vostru de pe Stumble Guys, iar noi peste câteva episoade sau pe un live o să anunțăm câștigătorii și de la acel video. Și da, hai să facem noi acum extragerea la acest video, la video de data trecută și hai să vedem totuși cine o să fie. Deci 5 persoane trebuie să câștige, o să dau de 5 ori sau nu știu, mi se pare că mi dă în ordine următorii care ar fi fost așa și hai să vedem cum o să fie. Ia vedeți aici toată lumea, dacă vă vedeți numele scrieți, opa, Ioana și Raisa, care de fapt e Sebi 1245. Deci dăm cerere Sebi 1245. What? Și a scris numele greșit, cred că. Sau era Sebi 1245? Habar n-am. Sebi, dacă vezi aici, lasă un comentariu și spune cum e numele corect, că altfel nu cred că o să mai primești. Ok, extragem din nou al doilea câștigător, aș putea spune. De fapt o să dau 6, dacă Sebi răspunde o să primească și el. Deci Sebi, dacă vezi acest videoclip, sper să-l vezi totuși și o să-ți dau și ție că ai picat, dar v-am zis, trebuie să scrieți numele corect, că altfel n-am ce să vă fac, sincer. Hai să vedem următorul, cine o să câștige, oare, și Eugen Cosman, care de fapt e, da, tot David.g123. E cu arond oare sau fără arond? Văd aici că e cu arond, dar hai să vedem totuși în joc dacă e sau nu, ia. E cu arond? Da, e cu arond, David.g123, felicitări primul câștigător. De fapt, al doilea, da, primul n-a văzut și așa, dacă ești pe video, poți să vezi și tu. Ok, cerere, aștept să o accepti. Ok, hai să luăm al doilea câștigător acum și o să fie, cine o să fie oare? Spuneți-mi dacă vă vedeți aici. Opa, Susu8282, Susu8282, ia să vedem, sper să fie numele scris corect aici, Susu8282 și nu e. Susu8282 e, am zis. Hai să vă arăt și vouă. Uitați, Susu8282, nu e niciun Susu8282. Ha, eu v-am zis, aveți grijă, scrieți numele corect, numele vostru corect. Chiar v-am zis în acel video să scrieți numele corect, dar n-am ce să vă fac. Deci avem momentan doar un câștigător, Susu, și tu dacă vezi sau habar n-am. Dacă vedeți acest video, lăsați un comentariu repede și o să vă adaug. Dar oricum, al doilea câștigător acum, pentru că a fost doar, nu mai știu cum îl chema, Darius parcă. Nu, David, G12 sau ceva de genul, în fine. Scuzați-mă că greșesc, scuză-mă David, dar așa, hai să vedem. Alex Cărbunar, Zind NX este numele meu de pe Stumble Guys. Ok, hai să vedem, Zind NX. Ia să vedem. Perfect, Zind, hai că tu l-ai, ceea ce e bine. Spre deosebire de ceilalți, deci ești norocos. Și hai să vedem și al treilea câștigător, care va fi oare, cine să fie, cineva cu litera A începe, zic eu. A, nu, Viorel. Kappa, mamă, Kappa cu toate astea, sper să fie cu toate astea. Hai să vedem acum în joc dacă e așa cum scrie. Da, e perfect. Uitați, băiatul acesta și-a scris. Deci a fost a treia persoană, nu? A treia persoană. Acum trecem la a patra persoană și hai să vedem cine e. Cea a patra persoană este cineva cu litera D. A, nu, uite fix acum a fost Alex. Acum a fost cineva cu litera A. Ok, hai să vedem, sper că și-a scris numele corect, că vă care și el o chestie de asta așa. Nu, dar cred că e fără asta, ia. Nu e. Mamă, Alex. Dar nu cred că e asta așa. Eu v-am zis, aveți grijă. Mamă, dar nu mai știu rândul. Era al treilea sau am dat deja al treilea? Cred că am dat al treilea. Uitați, hai să vă arăt, stai, că nu v-am arătat. Cred că nu v-am arătat, hai să vă arăt acum. Alex, nu-l găsesc în niciun fel.
Nici așa. Ba da, așa, dar nu cred că e el așa, nu cred că e el așa. Nu cred că e el așa. Oricum și tu, Alex, poți să-mi scrii acolo în comentarii. Și o să-l trecem la al patrulea, cred. Cred că al patrulea acum. Sau eu al treilea. Hai, totuși, hai să zic al treilea, că nu mai știu exact la câte persoane am dat. De fapt, cred că am dat la două. Cum îl sun pe... credeam... Uite, n-ai scris, dar aia e. Ai scris altceva. Hai să vedem și... Sebi Roi. Mamă, sper să fie bine și ăsta scris. Abar n-am dacă e bine scris, dar... Să sperăm că e și ăsta bine scris. Hai să vedem acum. Sebi Roi. Nici ăsta nu e scris bine. Era oare fără I? Era așa oare? Cred că da, hai totuși îi dau, dar spune-mi, Sebi, dacă vezi acest video, tot așa, spune-mi, te rog, dacă tu erești așa. Hai să mai dau la două persoane, nu mai știu exact cum era rândul, dar hai că mai dau la două persoane. Nu mai știu exact, dacă e în plus. Băgamiaș player, chiar așa te cheamă, Băgamiaș player? What? Ia să vedem, Băgamiaș player, ia. Băgamiaș, aș, na, nu e, nu e. Ce e cu numele ăsta? De ce nu vă scrieți numele corect? Asta e întrebarea mea. De ce nu v-a scris numele corect? Ok, hai să vedem altă persoană și mai e una, încă una în afară de asta, parcă. Hai să vedem Andix. Mamă, cu asta sper să fie corect și la tine, Andix. Sper să fie totuși corect și la tine. Hai să vedem. Andix nu e. What? Are fără ăsta? Are fără ăsta? Mamă, dar scrieți-vă numele corect, vă rog, că nu găsesc, absolut deloc, nu pot să găsesc numele. Deci trebuie să mai dau la altă persoană și încă una în afară de asta, încă n-am dat. Hai, mă, cineva care a scris bine, te rog. Rodominic. Dominic, de fapt. Sper că, eu zic că Dominic acesta chiar a scris bine. Nu cred că e ceva. Nu cred. De fapt, cred că era Rodominic, mă. Rodominic, ia. Cred că era Rodominic, îi dau așa, dar spunem Dominic dacă tu ești ăsta, spunem ca să știu, să nu dau degeaba la altcineva și așa. Hai să vedem ultimul câștigător. Și ultimul este Florina Chiriță, fan Einer 22. Cred că vrea să scrie Sinner, dar hai să vedem, sper să-l fi scris bine, dacă nu, cred că era cu S. Ah, ba nu, așa era, deci așa era. Da, cred că ăștia au fost toți câștigătorii, nu? Cred că ăștia au fost toți. Hai să mai dau la persoană, hai să mai dau la persoană așa. Și v-am zis, încă 10 persoane. Sper să ajungă. Mamă, dă-mi cere respect. Mamă, păi da. Pixul ăsta a picat, of. Nașpa, lupu Eduard. Cătălin Pro, ia să vedem Cătălin Pro. Cătălin Pro. Și ultimul, sper, Doamne ajută. Doamne, nici Cătălin Pro nu e. Aolo, ce mă fac eu cu voi, băieți? Că nu știu ce se întâmplă aici și următorul, ultimul, Horia. Horia, spune-mi, te rog, că tu ai ăsta corect, altfel habar n-am. Hai să vedem, Horia, 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 Horia. Da, mă, da. Și da, cam atât, cum v-am zis, ăștia au fost prietenii, cei care v-am adăugat eu acum. Și v-am zis, dacă vrei să mai adaug încă 10 persoane, asta e câte persoane am la ăsta. Câte persoane am? Asta e că încă trebuie să-mi accepte, nu pot să văd și așa. Dar v-am zis, dacă vreți să fiți prieteni cu mine și așa, v-am zis, lăsați comentariul aici la acest video cu numele vostru, da, corect, vă rog, numele vostru corect, dați un like, un subscribe și noi facem extragerea, nu știu, peste câteva videouri ca să prindă și video-ul ăsta să fie cât mai multe comentarii. Deci da, voi a fost Rafael, toate cele bune, pa, pa!